Vlad Voiculescu a retras reprezentanții Ministerului Sănătății din Consiliul de Administrație al Spitalului Floreasca și din Comisia de Contestație a Concursului pentru funcția de manager al unității. Ordinul de ministru a avut ca efect anularea concursului. Este convingerea ministrului Voiculescu că a sosit momentul pentru a analiza pe de-o parte și evalua oportunitatea pe de-altă parte de a face modificări la procedura de selecție a viitorilor manageri. Rolul managerilor, trebuie să spunem, este vital în buna funcționare a unităților spitalicești, iar procesul de selecție este în mod evident un angrenaj foarte, o parte foarte importantă a acestui angrenaj. Pe de altă parte, în acest moment, anunțăm și faptul că este în lucru la nivelul cabinetului de ministru al sănătății un proiect pentru un nou contract de management al spitalelor. Contractul de management trebuie modificat și credem că este momentul oportun să se întâmple acest lucru, în sensul în care trebuie să conțină criterii clare de performanță. De acum înainte, raportarea infecțiilor nozocomiale, exigențele legate de igiena din spitale, dar și părerea pacienților, vor fi principalele condiții de selecție pentru manageri. Lista condițiilor încă se scrie, Ministerul Sănătății lucrând de zor la ea. Prin urmare, niciun concurs pentru funcția de manager de spital nu va avea loc până când nu vor fi definitivate aceste criterii.